Și înainte să mă apuc de povestit, vreau să vă spun că este ceva total normal. Când vine vorba de sexualitatea noastră, nu o putem controla. Sexualitatea nu se poate încadra în nu știu ce standarde, da, așa cum este cu aspectul, că ne-am format această opinie despre cum fiecare trebuie să arătăm ca să fim în standardele acelea, pentru că suntem într-o societate cretină total, care promovează așa ceva și de acolo vin complexe și mai departe. Doamne ferește! Am întrebat-o... Ai cumva prieten? La care ea a început să râdă așa, spune că nu chiar. Și în mintea mea eram gen, acest nu chiar înseamnă practic mai mult spre nu, deci o să-l luăm ca pe un nu. Trăiți-vă viața, nu, să n-ajungeți la 80 de ani și să vă gândiți, vai, Doamne, dacă aș fi făcut asta, oare acum mă mai gândeam mai de tare că regret că n-am făcut-o? Și lumânarea asta aici pentru un pic de feng shui pe colț. Hei, ceva și tu, Marilu, și pe mine am găsit la un nou video despre un subiect destul de tabu pe care l-am răzgândit și l-am gândit în ultimul timp foarte mult. A fost pentru prima oară când m-am consultat cu mai multă lume în legătură cu un subiect pe care am vrut să-l abordez în online. De obicei niciodată nu fac asta, I just do it my way. Oricum, dacă stau mai bine să mă gândesc, lumea din jurul meu deja s-a obișnuit cu felul meu de a fi și cumva chiar nu-i mai surprinde nimic. Chiar mă întreb pentru ce public o să fie mai de interes acest subiect, dacă pentru femei sau pentru bărbați. Cumva nu mai bine ca interesul să fie în egală măsură. Despre atracția între femei. Nu o să fie vorba despre bisexualitate sau LGBT, adică nu o să intru în acest subiect. În de-a lungul timpului, normal că am tot fost întrebată de ce părere am despre relațiile femeie-femeie-bărbat-bărbat. Ca să zic ceva care să înglobeze cam toată părerea pe care o am despre asta, este că fiecare face exact ce vrea. Dacă tu ești fericit așa, este absolut minunat. Copilul meu nu o să se întrebe pe stradă de ce bărbatul acela sărută acel bărbat. Nu, copilul meu o să știe, pentru că o să-i explic, o să-i explic că, uite, mami, iubirea nu este doar femeie-bărbat, da, și bărbat cu femeie. Adică nu vreau pentru viitorul fimiu să fie treaba asta un subiect tabu, ci vreau să fie ceva normal, da, pe care îl învață de acasă. Și mă aștept la întrebări ceva mai complexe din partea lui. De exemplu, se uită la Luna și să-mi spune, Doamne, mami, te rog, spune-mi ce se întâmplă cu noi, cum am ajuns aici și de unde venim. Este, te rog, hai să avem o discuție de 15 ore pe chestia asta. Să mă uit la el să spun, ăsta e copilul meu, Doamne, dar bine te-am făcut. Nu știu cum ai ieșit așa. Da, trecând mai departe, că am făcut o paranteză de aia kilometrică. Aici pe YouTube despre acest subiect vreau să vorbesc așa mai liber, un fel de storytelling. În schimb, pe Instagram, dacă nu urmăriți pe Instagram, ce mai așteptați? Dați-mi aici follow, Marilu Dobrescu, fac și eu publicitate, ce dracu să fac. Să vedeți că am încercat să aduc acest concept pe care îl abordez acum cu voi într-un fel mult foarte artistic. Am lansat un articol pe blog, am făcut un vizual mișto pentru Instagram. Acolo puteți citi povestea legată de femeia vieții mele, ca să zic așa. Știți că îmi place să-mi dau sufletul pe tavă în altfel decât îl dau pe YouTube, pe blog. Da. Bine, eu în viața asta, dacă stau să mă gândesc, eu am avut fix 3 femei care pentru mine au fost mai mult decât niște simple prietene. O să vă povestesc cu o anumită limită, dacă nu vreau să-mi șteargă dracu ăștia canalul de YouTube, cam ce am simțit față de aceste 3 femei, până în ce punct am ajuns cu ele și foarte mișto este că fiecare are o poveste diferită. Fiecare a apărut în câte o perioadă a vieții mele în care eram foarte diferită. Și cumva sunt foarte recunoscutoare că mi s-a întâmplat, adică, bă, chiar e mișto să experimentez genul ăsta de feeling-uri acum. Era un articol foarte mișto. Zicea de nu știu ce studiu care a fost făcut pe mai multe persoane, care arăta faptul că pe măsură ce femeile înaintează în vârstă, atracția lor față de alte femei crește, pentru că nu și-au, cum să zic, nu și-au hrănit cumva curiozitatea în vremurile tinereții. Am primit foarte multe mesaje după ce am anunțat că o să vorbesc despre asta pe Instagram, în care fetele, diverse femei, fete, whatever, au început să-mi spună că, băi, nu am vorbit cu nimeni despre asta, mi-a fost frică să recunosc, pentru că nu vreau să fiu judecată, nu vreau să înțeleagă altceva, sunt într-o relație și nu știu ce o să creadă cel de lângă mine. Suntem foarte constrânse cumva, ca totul să meargă foarte liniar și să nu ne abatem de la drum, adică dacă avem genul ăsta de atracție, să nu-l vorbim cu partenerul nostru, pentru că suntem crescute astfel încât să știm că nu trebuie să urmezi doar așa o linie dreaptă prin care să închizi ochii la orice se întâmplă de fapt și la orice poate simți și ar trebui să comunici, dar nu vrei pentru că te gândești la ce o să zică societatea, ce o să zică cel de lângă tine, o să se sperie, poate o să te părăsească. Se pare că e momentul să avem cumva o sofisticare de asta mentală care să ne împingă spre o comunicare mult mai complexă între parteneri. Pe asta mi se pare că e construită o relație foarte puternică și o relație foarte matură, sănătoasă, de lungă durată, iar unele dintre ele care nu erau în relații, puneau accent pe treaba asta cu societatea, prietenii, mama, tata. Aici acum nu mai e neapărat o lipsă de comunicare, vorbim aici la nivel de România, noi încă avem puțin o gândire
de fapt puțin mai mult, o gândire comunistă. Eu cred că abia mai mulți ani o să fie ușor, ușor combătută, până poate printr-o mine la un moment dat o să dispară. Părinții pot reacționa în tot felul de feluri, pot înțelege greșit. E foarte interesant că la mine toate chestiile astea știute de mama și Doamne, mulțumesc că am avut niște părinți atât de deschiși care să răspund orice. Dacă eu n-am zis orice alor mei atunci. Și acum în cazul ăsta cu societatea o să dau exemplul meu, pentru că de fiecare dată în care am fost în, nu știu, tot felul de discuții cu oameni și s-a ajuns cumva la partea asta de sexualitate, n-am avut niciodată vreo problemă să recunosc. A fost alegerea mea. Nu înseamnă că dacă o ții secret pentru tine, da, nu ești asumat. Deci este foarte ok. Asta mi se pare că este rezolvarea în acest caz. Bă, nu o spui, o ții pentru tine, o spui unui prieten foarte bun. Sau să mergi la psiholog să vorbești despre asta, poate vrei să știi mai multe. Dar eu de-a lungul timpului, pentru că sunt super deschisă și am mai menționat treaba asta, am primit așa cumva, nu neapărat că păreri verbalizate, dar cumva păreri care se observau din mimica fetei, din gesturi, adică, nu știu, tot felul de femei reacționeam așa foarte... Ce-i cu asta? Adică oare simte asta și pentru mine și de-aia o spune? Zici că vorbeam cu niște încuiați de-aia care n-au ieșit niciodată din casă. Dar n-am avut nicio problemă. Adică, nu-ți place, ți se pare aiurea? Nasol, that's me. Mai multe păreri cumva pozitive au venit din partea bărbaților decât din partea femeilor. Sincer vorbind, bărbații, dacă au în față două lesbiene bune care se sărută și cine știe ce mai fac ele, clar că n-o să zică nu și n-o să-și pună mâinile la ochi. Ceva care mă deranjează foarte tare este că probabil dacă aș fi fost bărbat și m-aș fi prezentat în fața voastră expunându-mi în această atracție față de un bărbat, cu siguranță că mi-aș fi luat numai înjurături și hate masiv. Și asta mi se pare o mare problemă pe care o avem la nivel de mentalitate. Trebuie să fii mult mai rațional și mult mai deschis în ideea asta. Când vine vorba de sexualitate, bă, nu ai ce să faci. O accepti, da? O duci mai departe, ai o preliști și nu treci de o anumită linie pe care tu ți-o impui. Este normal și natural să ai tot felul de fantezii sexuale, tot felul de atracții. Dar gândiți-vă că există fetișuri, de asta există fetișurile. Fiecare își face propriile alegeri și propriile decizii. Unii oameni poate nu pot sta într-o relație monogamă. Unii oameni vor să facă orgii de 150 de ori pe an. Suntem exact ca niște animale. Vai, și mi-a plăcea de mult ca aceste discuții să nu mai fie tabu. Everyone does that. Pur și simplu toată lumea face asta. Toată lumea are anumite plăceri despre care nu vorbește. Toată lumea are câte o nebunie care nu trebuie blamată, fraților, înțelegeți? Bun, și începem cu prima mea experiență, care a fost undeva pe la 15 ani, dacă nu mă înșel. Eu niciodată n-am avut prieteni, grupuri de prieteni, dar am avut prieteni individuali. Dar cumva la 15 ani am ajuns, nu știu cum dracului, într-un grup de-al unei prietene, au spus la un moment dat să ies cu ei. Și chiar nu-mi pare rău, pentru că am cunoscut-o pe această tipă, o să-i folosesc numele pentru că pe bune sunt 500.000 de mara pe pământul ăsta. Așa cum când mă gândesc, nu mai țin minte exact prima oară când am văzut-o, a fost acel sentiment pe care niciodată nu-l mai simțisem pentru cineva, adică era foarte diferit, nu eram chiar așa necunoscătoare în de-ale îndrăgostirii, că la 15 ani, da, încă eram în perioada aia de explorare, descopeream sexualitatea. Mi-am dat seama că îmi crește pulsul când am cunoscut-o pe fata respectivă. Avea niște forme de-astea foarte, băi, de femeie, deși avea cam aceeași vârstă cu mine. Iar această feminitate a ei și delicatețea a ei, băi, nu știu, se împletea într-un fel așa feric, total, cu o masculinitate ieșită din comun, adică tipa se vedea că avea ceva testosteron acolo. Și mi s-au prins puțin călcâiele după ea. Voiam să o cunosc mai bine. Așa că am început să ies cu acel grup pentru, cred că a durat câteva luni de zile. Tot ieșeam în weekend-uri, mergeam la tot felul de petreceri, zile de naștere. Țin să mai menționez ceva legat de Mara totuși. Bun, era tunsă scurt. Era brunetă, cu niște ochi așa hazel, de-aia absolut superb. Niște trăsături cumva care mi-aduceau aminte de o indiancă. Și avea un stil de ăsta, băi, de se îmbrăca foarte mișto. În partea de sus era ceva mai feminină și în partea de jos era foarte masculină. Purta tot felul de, nu știu, mocasin de ăștia bărbătești în picioare, pantaloni cumva de sacou. N-am mai întâlnit până acum o altă femeie care să mă ducă cu gândul la ea. Era pur și simplu one of a kind, cu o personalitate foarte puternică, foarte carismatică. Sigur era lesbiană de pe atunci, deci știu că ieșea doar cu fete. Și când Mara intra într-o cameră, domina orice conversație, domina absolut toată atmosfera din camera respectivă care era până la acel moment. Și eu nu, pur și simplu nu cred că cu toții suntem unici, pentru că sunt foarte multe persoane care au comportamente trase la indigo, un fel de a fi tras la indigo, cumva așa foarte basic, mă rog. Și cred că ce îi face pe oameni unici sunt particularitățile lor aparte. Și cum setea pentru această prezență feminină absolut extraordinară era
din ce mai prezentă. Țin minte că ne-am dus la niște cursuri împreună. Să fiu așa ca un stalker în umbră. Încercam așa să preiau din comportamentele ei. Adică m-a inspirat foarte, foarte tare. Și au trecut lunile și după lungi analize pe care le-am făcut în acel an, am vrut să concretizez ceva, adică am vrut ca ea să știe chestia asta. Am ajuns la o petrecere unde am spus că vreau să mă amețesc puțin ca să-mi fac curaj. Nu m-aș fi așteptat vreodată ca Mara să simtă cumva ceva pentru mine înapoi. N-aveam neapărat intenții, cât aveam sentimentul pur de îndrăgosteală față de tipa asta. Și totul s-a concretizat la o petrecere în care ne-am amețit puțin, Mara era amețită puțin. Am început să dansăm împreună. Da, deci după atâtea luni, vă dați seama, era prima oară când noi am ajuns atât de apropiat. Aia a fost prima oară când a început să fie o tensiune sexuală din partea mea pentru ea. Și într-un fel foarte imprevizibil, la un moment dat, simt cumva că sunt împinsă spre ușa de la baie. Ca o lumină roșie în camera respectivă unde era baia. Mă împinge Mara acolo de toți pereții, închide ușa. Și am zis că, paie, nu, deci o să mă amintesc momentul ăsta și ca să le zic nepoților. Mara, aparent, simțea și ea ceva față de mine. Probabil nu atât de puternic și nici nu mă plâng. Foarte interesant că am început foarte mult să ne atingem, dar nu într-un fel sexual, cât am început să ne atingem mâinile, am început să ne punem mâna pe gât, să ne atingem fața, adică din nou ceva atât de inocent. Era ca o iubire pură care se concretiza prin aceste mici gesturi. Ne-am sărutat și, nu știu cum o sunează, dar încă țin minte buze de ei, nu vreau să sun acum prea romantic, dar a fost foarte intens și foarte dulce și sincer, bă, deci sincer. Mi-am dat tot ce adunasem în lunile alea pentru ea. Nu, de la ta dopamină în creier, vă dați seama că eu nu mai știam ce se întâmplă, pe ce planetă sunt sau unde dracu-i Mara. La un moment dat dispăruse, aia a fost tot, după care ea, nu mai știu, a plecat din țară, nu știu ce s-a întâmplat, dar cert e că viața a făcut astfel încât să ni se bifurce drumurile. Și s-a terminat povestea cu noi. Sper că e bine, pentru că, wow, sigur acum este o femeie absolut extraordinară în continuare. Și realizată și cum mai vrea ea să fie, că știu cât de perseverentă era și nu, tipa nu se joacă. Și acum să ne mutăm la a doua persoană. Asta a fost câțiva ani mai târziu. Eram într-o relație la momentul respectiv. Aveam o prietenă de câțiva ani. O prietenă pentru care mereu am simțit nu neapărat că ceva mai mult, nu neapărat că era o tensiune sexuală sau ceva între noi, cu siguranță că o vedeam uneori mai mult decât ca o prieten. O vedeam foarte aproape de mine într-un fel atât de abstract încât nu aș ști cum să-l verbalizez cumva. Iar după câțiva ani de prietenie, mi-a venit mie o idee legată de cum ar fi. Aici a fost vorba de comunicare cu partenerul cu care eram. Relația mea cu acel tip cu care eram mergea fenomenal de bine, era un tip foarte cerebrar. Am vrut să îi spun că am început să am anumite gânduri cu această prietenă. După mai multe discuții foarte mature, foarte constructive pentru relație, pentru că am fost amândoi foarte sinceri, am ajuns la concluzia că cum ar fi să o cunoaștem împreună mai bine pe Diana și să vedem ce ar putea să iasă, să ne apropiem împreună noi ca și cuplu de ea, nu doar eu. Adică suntem tineri, majori, vaccinați, de ce să nu încercăm și așa ceva? Nu trebuie să știe nimeni, pur și simplu e o chestie foarte intimă între noi. Și mi se pare foarte mișto când este o relație atât de matură, cu o încredere de mare unul față de celălalt, încât dacă s-ar ajunge într-un punct în care ar fi genul ăsta de fantezie pe care să o îndepliniți voi ca și cuplu cu încă cineva, să fie încrederea aia și cumva mentalitatea încât să nu simți că ți împarți partenerul. E o experiență de care vă bucurați amândoi. Orice experiență de genul nu ne-ar fi îndepărtat și din contră ne-ar fi apropiat ca și cuplu, ne-ar fi apropiat poate sexual în alt fel. Dar și mai presus de orice, suntem o echipă, deci facem lucrurile împreună. Mai ales că, frate, când să ai genul ăsta de experiențe cu omul de lângă tine, când o să aveți 15 copii, eu n-am vrut niciodată să am regrete, de asta mereu am făcut ce m-a tăiat pe mine cap. Am început să ieșim cu Diana, să cumva el a început să observe interacțiunea între mine și ea. Foarte mișto e că el se băga într-un fel foarte subtil între noi. Da, uite, asta că e așa o experiență, cred că once in a lifetime, adică nu cred că vreodată o să mai trăiesc așa ceva. Până la urmă am ajuns cumva, și uite, exact despre fata asta am scris în ultimul articol de pe blog. Intrați să citiți mai mult în detaliu povestea, am povestit-o pe blog, că na, YouTube-ul necesită anumite puncte la care trebuie să te oprești. Am avut o perioadă în care am experimentat, o perioadă scurtă totuși, în care am experimentat o relație non-monogamă. Noi și această fată. Și era o tipă care era, cum să zic, în concordanță foarte puternică cu natura, era o tipă foarte spirituală. Eu nu rezonez neapărat cu partea asta, dar am apreciat felul în care era ea și felul în care și-a clădit viața încât să fie astfel. Îmi spunea că, bă, eu merg în pădure, o să stau vreo 3 luni, vorbim când mă întorc, că mă duc într-o experiență de asta spirituală, ba pleca în India, ba pleca, nu știu, pe unde n-ai va pleca. Fata nu era deloc conectată, n-avea treabă cu online, nu cu social media, n-avea nicio treabă. Din nou, totul
în strânsă legătură cu spiritul, condiția umană și tot ce e mai sfânt pe lumea asta. Fac așa cu un păr foarte, foarte lung, cu ochi negri, care cumva ducea tot așa spre, ca estetic, ducea spre o indiancă. Ce am simțit pentru ea a fost într-adevăr o dragoste, bine, mai ales că noi aveam și niște ani de prietenie în spate. Am simțit o dragoste foarte puternică. O vedeam și ca pe sora mea, dar știm și ca pe partea asta pe care o simțeam pentru ea mai sexuală, pe care voiam să o explorez alături de ea. A fost o perioadă de experimentare pentru noi toți trei. Putea să se termine mai frumos, dar din păcate această Diana m-a dezamăgit cu foarte, foarte, foarte multe. Nu știu, nu a avut maturitatea, ca să zic așa, să înțeleagă de fapt ce a însemnat toată treaba asta și cât de frumos a fost. Că nu a fost asumată până la capăt, ca să zic așa, deja, deși știa în ce se bagă. Și ca să zic pe scurt, m-a rănit foarte tare. În momentul în care mă rănești, măcar și pe coadă, nu ai încheiat-o forever, total cu mine, nu accept scuze. În scurt și la obiect, nu stau la discuții. Nici o problemă, mai există oameni. Nimeni nu este nenlocuibil. După ce Diana a ieșit din viața mea, sau mă rog, a noastră, pur și simplu totul a mers parcă și mai wow cu persoana lângă care eram, cu tipul cu care eram. Ne-a apropiat și mai tare. Noi așa am văzut-o, nu-mi pasă de ce credeți voi în legătură cu asta, dacă vi se pare că, oh my god, cum se face așa ceva, nu-mi pasă, eu asta am vrut să fac și nu regret nicio secundă. Funcționează exact ca o relație în doi, doar că sunt trei. Efectiv, este exact la fel. Și acum suntem la ultima poveste, care asta este ceva mai recentă. Ultima femeie din viața mea, doamnelor și domnilor. Nu mi-țin minte că eram cu, nu știu, niște prieteni la ceva galerie, o chestie de asta, galerie de artă, și am zărit-o. O pictoriță, da, mi se pare că pictoriță, se vedea că e ceva mai mare, la modul, nu știu, peste 33 de ani, cam așa. Wow, am avut același feeling cumva ca la Mara din tinerețe. Cumva, nu știu cum, dracu, mi-au venit în cap tot felul de replici de agățat, deci m-am simțit ca un bărbat care avea game-ul prost, sau cum dracu se zice. Am început să mă duc într-un colț și să mă gândesc, bă, cum o bag pe asta în seamă. Bata, știi, adică practic am 200 fete, adică interacțiunea o să meargă mult mai ușor, ducându-te la ea normal și întrebând-o, nu știu, de tablou sau de ce-i place să mănânce seara înainte de culcare. În același timp, a activat partea aia ceva mai masculină a mea. Deci dacă aș fi fost bărbat, să mor eu, cred că ajungeam să aduc în pat fix nimic. Adică atât de praf, cred că aș fi fost cu replicile. M-am dus la ea. Și pur și simplu am început să mă uit la niște tablouri, ea se uita la niște tablouri lângă mine și spun că, ceva de genul că, deci o tâmpită total. Tu ai pictat aceste opere de artă? La care ea se uită la mine și spune, nu, este artistul chiar sub imagine. Nu vezi? Doamne ferește! Am întrebat-o, ai cumva prieten? De ea a început să râdă așa, spune că, nu chiar. Și în mintea mea eram gen, acest nu chiar înseamnă practic mai mult spre nu, deci o să-l luăm ca pe un nu. I-am spus că vreau să o scot la o cină într-o zi și sper să accepte invitația mea. A acceptat invitația mea și era super ok, adică probabil m-a văzut așa ca pe o, ha, prietenă, gen, ia uite-și pe fata asta, vreau să mă scoată la masă, wow, ce tare, o să vorbim de rochii, șosete și kiloți stanga. Tipa avea o figură de asta foarte androgină cumva, era un șaten deschis, niște ochi așa de vulpe, avea niște forme mișto, era... Nu știu, era foarte bine făcută, se încadra exact în, cum zic, în tipologia mea de femeie care mă atrage, aș putea spune. Ne-am văzut de câteva ori, chiar, adică după cina respectivă ne-am mai văzut de câteva ori, aveam niște discuții foarte bune. Și era acolo ceva care mă stimula când venea vorba de ea, dar care se oprea la un moment dat. Cum să zic, poate sunt eu prea NF și acum m-a atras tipa asta, adică, din nou, nu era așa ceva special cum a fost la celelalte două. Interesant că am avut o interacțiune care a durat o perioadă. În momentul în care eu mi-am dat seama, cunoscând-o din ce în ce mai bine, mi-am dat seama că nu mai sunt atrasă și cumva mi s-a cam luat. Au fost anumite aspectele aia care mi-au dat puțin de turn off. Fix când eu am început să simt asta față de mine, cine credeți că... era practic îndrăgostită de mine acum. Uite că la un moment dat eram noi în oraș, ieșisem la ceva club, ea amețise ceva mai mult decât mine, eu nu prea bea oricum foarte mult de mine și ăla era momentul în care, bă, pur și simplu m-a luat, deci mamă, mai ceva ca Mara în tinerețe, adică, nu știu, asta mă lipea direct, nici nu mă duceam baie să nu ne vadă tot mapamondul, ci efectiv mă lipea acolo de pereții clubului. Și nu puteai să faci tu asta mai devreme, când aveam și eu, dar acum îmi pare rău, chiar nu funcționează. Și da, a fost destul de dezamăgită, probabil s-a așteptat să se întâmple ceva mai mult. Și cumva nu am nici pe ea cum să o uit, pentru că chimia aia a fost foarte importantă pentru mine, pentru că au fost niște feeling-uri noi, niște, cum să zic, o atracție față de ea, mult mai matură și în alt fel se transformase față de ce am simțit cu celelalte două fete de care v-am povestit. Da, a fost mișto că am experimentat ce am experimentat, în viitor, pf, nu știu, neapărat dacă o să se mai întâmple ceva de genul că...
Na, nu știu, acum am alte interese, deja am trăit experiențele astea, deci, you know, știu cam ce-ar fi dacă s-ar mai întâmpla ceva, deci nu mai e de interesant. Dacă aveți genul ăsta de experiențe și voi, băi, chiar mi-ar plăcea să-mi trimiteți mesaje pe Instagram, da, să-mi dați în inbox acolo niște mesaje. Asta, uite, cu oamenii din jurul meu, prietenele mele, nu prea au trăit așa ceva. Și chiar sunt curioasă de cum, ce viziune ați avut voi în legătură cu asta. Eu, frate, mie puteți să spuneți orice, ce dragă, adică uitați-vă puțin la mine. Uitați-vă puțin la mine și ce fac pe net, adică cred că nu se mai pune problema. E bine, vă pup, gata, ne vedem pe Instagram, ne vedem pe blog, ne vedem aici pe YouTube, dați-mi dacă vreți, frate, dacă vă place. Adică eu chiar nu vă stresez, faceți nimic, dacă mă placeți, super, dați-mi ce vreți voi. Gata, vă pup, abia aștept să mai abordăm genul ăsta de subiecte. Care de mintea mea nu sunt tabu absolut deloc. Trăiți-vă viața astfel încât să nu aveți regrete la bătrânețe. Mua, pa!